Un băiețel de 3 ani a fost condamnat la închisoare pe viață din greșeală de o instanță militară din Egipt, autoritățile recunoscând că a fost vorba despre o confuzie de identitate. Ahmed Mansur Sharara, în vârstă de doar 3 ani, a fost condamnat la închisoare pe viață alături de alte 115 persoane, într-un proces referitor la moartea a 3 oameni, în timpul unui meeting din ianuarie 2014. Pe atunci, băiețelul avea doar un anișor. Autoritățile au recunoscut confuzia de identitate, oferind asigurări că micuțul nu va ajunge în detenție. Din câte se pare, el are același nume cu un adolescent de 16 ani care a fost implicat în crime, scrie Mediafax.